cele mai bune 10 plante care sunt mai puternice decât antibioticele. Am intrat într-o perioadă cu adevărat periculoasă în istoria omenirii, în care nu numai că am pierdut contactul cu tratamentele naturiste tradiționale pentru infecții, dar în care utilizarea necorespunzătoare și excesivă a antibioticelor a dus la apariția așa zișilor superbuguri, adică bacterii rezistente la antibiotice. În 2012, Dr. Margaret Chan, director general al Organizației Mondiale a Sănătății, OMS, a avertizat că ne îndreptăm către o epocă post-antibiotică în care lucruri atât de banale azi, ca infecția în gât sau zgârieturile de pe genunchi, ar putea din nou ucide. Prin urmare, devine din ce în ce mai important să ne familiarizăm din nou cu antibioticele naturale care au fost uitate de medicina modernă. Iată aici o listă cu cele mai puternice antibiotice cunoscute de oameni și niciunul nu a fost creat în vreun laborator. 1. Gentiana hydrastis canadensis. Această plantă, originară din America de Nord, este un tratament tradițional pentru infecțiile cutanate, care rezultă din zgârieturi și tăieturi. Extractul din frunze este atât de puternic, încât poate trata nu numai rănile minore, ci chiar și superbuguri precum Staphylococcus aureus. 2. Usturoiul. E interesant că virus și mutanți rezistenți la antibiotice nu pot face față usturoiului. Motivul din spatele proprietăților uluitoare ale usturoiului este prezența unei substanțe numită alicină. Un studiu efectuat de Universitatea din Washington a demonstrat că usturoiul este de 100 de ori mai eficient decât două antibiotice, cele mai populare de pe piață. Puteți face o supă din usturoi făcută din 50 de căței de usturoi, o ceapă roșie și niște cimbru. Aceasta este capabilă de a lupta cu cei mai mulți și mai puternici dintre virus și gripali ai răcelii, precum și cu alte infecții produse de virus și bacterii. 3. Ghimbirul. Ghimbirul este un puternic antifungic, antiviral și antibacterian și este utilizat în mod tradițional pentru a trata tusea și răceala. El a reușit să lupte împotriva infecțiilor mai grave, cum ar fi pneumonia și chiar superbuguri. 4. Indigoul sălbatic, Baptisia australis. Această plantă s-a dovedit a fi un tratament eficient împotriva febrei tifoide, dar și împotriva cazurilor de otrăvire cu salmonela. 5. Lemnul dulce, Glicirhiza glabra. Acest antiinflamator puternic este un tratament excelent pentru alergii și astm. Cu toate acestea, el ar trebui evitat de femeile însărcinate, precum și de cei care suferă de tensiune arterială crescută. 6. Scorțișoara. Este un tratament eficient pentru gingivită, precum și alte iritații și infecții ale gurii. 7. Turmericul. Proprietățile antiinflamatorii și antimicrobiene ale turmericului îl fac un vindecător eficient, chiar și al rănilor care se vindecă lent, ca și plăci diabetice. Este cel mai eficient atunci când este utilizat ca un unguent. 8. Socul negru, Sambucus nigra. Această plantă stimulează imunitatea, făcând organismul mai în măsură să lupte împotriva oricărei infecții și ajutând astfel la necesitatea folosirii antibioticelor. 9. Echinacea. Studiile au descoperit că echinacea este cel puțin la fel de eficace ca medicamentele antivirale farmaceutice în tratamentul gripei obișnuite. 10. Afinele. Au proprietăți antiinflamatorii, ceea ce înseamnă că pot preveni și trata infecțiile tractului urinar. Prin împiedicarea lipirii bacteriilor de pereții vezicii urinare, afinele ajută de asemenea la prevenirea infecțiilor recurente ale vezicii urinare.